Mulțumesc că ați revenit și sper din inimă ziua asta, chiar dacă este puțin obositoare, nu este deloc ușor să stai o zi întreagă pe scaun și să asculți, însă este de folos. Am stat odată de vorbă cu un om și a încercat să-mi spună că el este obosit pentru că a lucrat. Și eu i-am spus, tu nu ești obosit pentru că ai lucrat, tu ești obosit pentru că ești viu. Și n-a fost de acord cu mine. Și a fost nevoie să-i spun următorul lucru. Uite, mâine de dimineață tu nu te duci la lucru. O să stai toată ziua pe scaunul ăsta și eu fac totul pentru tine. Ori de câte ori vrei să-ți aduc ceva, tu nu te miști, doar spui două vorbe și eu sunt acolo. O să-ți dau să mănânci și să bei, nu o să faci absolut nimic. O să stai doar întins și seara te asigur că ești frânt de oboseală și că ai nevoie să te odihnești. Frații mei, indiferent ce facem în timpul zilei, seara suntem obosiți. Pe noi nu ne obosește munca, pe noi ne obosește existența. Dacă mergi în vacanță, în concediu și stai întins la soare, seara ești obosit. Orice ai face, seara ești obosit. Pentru că simpla existență, procesarea la ce vezi, la ce auzi, gândurile, sentimentele, trăirile, toată complexitatea aceasta a existenței umane pe noi ne obosește. Indiferent că stăm pe scaun sau stăm în picioare, este o muncă să trăiești. Nu trebuie să muncești ca să fii obosit. Apreciez generozitatea dumneavoastră, a liderilor, a pastorilor și am ales ceva ce este puțin mai scurt pentru ca să nu întindem prea mult ața și să ne putem bucura și de prânz și de odihnă. A fost o zi intensă și apreciez din toată inima interesul dumneavoastră, răbdarea. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu multă putere și cu multă bucurie în sfânta întâlnire pe care o avem în mijlocul cântărilor de laudă, a rugăciunilor și a prezentării Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos. Aș vrea să revin puțin la gândurile pe care le-am lăsat în urmă, nu o să le mai continuăm, dar aș vrea să vă spun o scurtă întâmplare care mi se pare interesantă. Întâmplările acestea îmbină umorul cu înțelepciunea. Spuneam mai devreme despre faptul că soțul cu soția sunt diferiți și totuși fac o treabă bună împreună până la sfârșitul vieții, obișnuindu-se în fiecare zi și în fiecare an să fie mai folositori și mai îngăduitori și mai iubitori unul cu altul. Însă de multe ori și noi avem ascunse în memoria noastră tot felul de amintiri și printre ele sunt și cele din categoria care nu ne fac multă plăcere. Uneori ne-am supărat, alteori am fost răutăcioși, n-am avut răbdare, n-am avut puterea să iertăm de prima dată. Mi-aduc aminte de o întâmplare care spune despre faptul că un soț era mai supărăcios. Și întotdeauna când se supăra, își pedepsea soția culcându-se cu spatele la ea. Bărbații au două metode ca să lupte atunci când sunt provocați. Una dintre ele este să se închidă în ei, în sertarul cu nimic. N-am terminat mai devreme cu sertarele, că e povestea lungă și vreau să o fac scurtă. Bărbatul are un sertar cu nimic, soția nu are. Asta înseamnă că el uneori se va închide în el, soția nu se poate închide în ea niciodată. De aceea soția nu te înțelege când ai nevoie să te închizi în tine și pur și simplu intri într-o ședință cu tine la găsirea unor soluții în criza în care te afli. Și ea tot timpul te întreabă, dar ce e supărat? Și adevărul e că nu e supărat, dar ai nevoie de un pic de timp să găsești soluții la situația în care te afli. Asta se numește sertarul cu nimic, problema e foarte complexă. Dar revin spunând că una dintre metodele soților este să se ascundă în ei. Ei se protejează în felul acesta. O altă metodă este lupta, războiul. El se ridică, dă cu pumnul masă, devine foarte hotărât, dacă nu chiar violent și agresiv. Omul ăsta practica metoda închisului în sertar. Și dacă era supărat pe soția lui, pur și simplu tăcea. Tăcea o zi, tăcea două. Ori o femeie nu poate să suporte un soț care tace. Ea, comunicarea e importantă pentru ea și dacă tu îi tai comunicarea, e ca și cum îi tai apa sau aerul. Și ea suferă foarte tare. El știa asta și o pedepsea în felul ăsta. Într-o zi s-a supărat și a stat supărat câteva zile, n-a comunicat cu soția, a trecut pe lângă ea așa ca acceleratul prin gară, dar s-a întâmplat că a doua zi
urma să plece într-o călătorie și trebuia să zboare cu avionul. La ora 5 trebuia să se trezească și de obicei, de când ei erau căsătoriți, soția era cea care îl trezea. Ea se ocupa cu trezitul. Și trebuia să se trezească la 5, însă nu putea acum să-i spună soției să-l trezească la 5, că erau supărați și el vrea să fie aspru. Lucru care s-a și întâmplat. Dar a găsit o altă metodă ca să îi comunice să-l trezească. I-a scris un bilet. Să mă trezești la ora 5. Și l-a pus pe noptieră și s-a culcat. S-a culcat de vreme, că a doua zi se trezește la ora 5. Când s-a trezit a doua zi, era probabil 7:30. S-a făcut foc, s-a enervat la maxim, a sărit drept în picioare și era pregătit acum să poarte un război pe toată cinstea. Avionul era gata, nu-l mai prindea și sigur că toată afacerea, motivul pentru care el vrea să plece cu avionul, eșuase. Și în timp ce se pregătea să poarte un război serios cu soția lui, a văzut pe noptieră un bilet. Când s-a uitat, era biletul pe care el îl scrisese ei. Dar de data aceasta era întors invers și îi scrisese și a lui ceva. Și pe bilet scria următoarele cuvinte: dragul meu, e ora 5, te rog să te trezești. Morala este: nu te pune niciodată cu femeia. Acum revenind, dragii mei, aș vrea în minutele pe care o să le folosim să ne gândim la un alt subiect care pleacă din însăși specificul timpurilor noastre. Cei care suntem un pic mai în vârstă avem amintiri cu bunicii și cu părinții, care fac parte dintr-o generație în care familia era respectată într-o manieră patriarhală. Mă refer la faptul că familia din vremea aceea avea un soț și un tată care avea o mentalitate de familie diferită de mentalitatea contemporană, adică cea de astăzi. Astăzi asistăm la o reorientare a valorilor familiei, a scopului familiei, a metodelor familiei și a varietății din familie. Spre exemplu, auzim de căsătoria unui bărbat cu un alt bărbat. Și lucrul acesta pentru noi sună foarte straniu. În ultimii ani sau zeci de ani, noi ne-am obișnuit să mergem la biserică. În ultimii ani sau zeci de ani, viața noastră s-a schimbat. Am avut niște experiențe care ne-au adus din lume în biserică. Ne-au adus de sub blestem, sub binecuvântare. Ne-au adus de nicăieri la cruce, la Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și viața noastră a fost expusă unor informații care au generat în sufletul nostru credință. Credință care altădată era foarte slabă sau absentă. Această credință ne-a schimbat valorile și prioritățile, am devenit alți oameni. Lucruri pe care nu le făceam atunci, astăzi ne provoacă multă bucurie. Și lucruri în care ne găseam plăcere atunci, astăzi le numim păcat și ne ținem departe de ele. Așa se face că ori de câte ori ne întâlnim, noi vorbim despre familie ca despre felul în care Dumnezeu vede familia și încercăm să ducem o viață care corespunde cu aceste principii. Asta însă ne face tot mai diferiți de oamenii din lume. Noi nu concepem ca un bărbat să se căsătorească cu un bărbat. Nu concepem ca o femeie să se căsătorească cu o femeie. Nu concepem ca o femeie să aibă mai mulți bărbați sau un bărbat să aibă mai multe femei. Însă noi nu hotărâm dacă în lume se întâmplă sau nu așa. Marea problemă este că noi avem copii și îi trimitem la școală. Însă școala nu e la biserică, școala este în lume. Iar profesorii sunt specialiști în reorientarea familiei. Ei le prezintă copiilor noștri familia ca pe o alternativă. Ei le prezintă libertatea sexuală ca pe o libertate a lor. Ei le spune că de la 12 ani îți poți începe viața intimă, poți să ai tot felul de încercări, de aventuri, de concubinaje și a te căsători sau nu este o alegere personală. Și toate informațiile acestea aduse zilnic în inima copiilor noștri, pur și simplu apar ca o realitate. Când vin la biserică, când se întorc în familie, ei intră într-o altă lume, dar când se duc la școală, din nou se întorc în lumea cealaltă. Și ei pendulează între două mentalități, pendulează între două seturi de valori,
pendulează între două lumi. Și când se fac mai mari, se întreabă care lume este cea corectă. Dacă în biserică întâlnește ipocrizie, întâlnesc oameni care au două fețe, oameni care spun una și fac alta. Dacă tata și mama, deși merg la biserică, sunt niște oameni care la biserică trăiesc într-un fel și acasă în alt fel. Dintr-o dată ei își dau seama că tot ce se spune la biserică nu este adevărat. Ei își dau seama că părinții lor nu cred în treaba asta de la biserică și asta de la biserică e doar religie. Dar, de fapt, adevărata viață este acasă, când părinții nu mai sunt la biserică și nu-i mai văd nimeni. Atunci, dacă un copil din biserică are o astfel de experiență tristă în familie, pentru el ce a spus profesorul la școală devine mai adevărat decât pentru copilul care are în părinți un exemplu bun. Și încet, încet, copilul ăsta începe să aibă simpatie pentru ce spune profesorul. Începe să vadă lumea mai reală, mai adevărată, mai normală. Și pe lângă toate ispitele pe care le aduce internetul, pe lângă toate exemplele pe care le aduc colegii de clasă sau de joacă sau de altceva, dintr-o dată, biserica rămâne ceva confuz, fără prea multă tentație, ceva ce nu oferă, ceva depășit, învechit, unde mai merge de gura părinților sau din obicei, dar nu prea crede în treaba asta. Ispitele capătă putere asupra lui, iar el, în ascuns, începe să experimenteze tot felul de păcate. Începe cu pornografia. Sigur că după aceea urmează tot felul de metode de autosatisfacere, începe aventuri cu fete, cu băieți, poate cade în droguri, în alcool, și lista continuă. Și omul ăsta poate e copilul meu sau copilul dumitale. Noi avem o părere bună despre el pentru că noi nu știm adevărul. Când se află adevărul, începe războiul, începe chinul, începe frustrarea, începe rușinea. Și astfel de realități pot fi realitatea din viața cuiva de aici sau altora care nu sunt aici, dar sunt ca și noi, oameni care cred în Biblie, în Dumnezeu și în biserică. Dragii mei, ce vreau să vă spun este că dincolo de zidurile astea, dincolo de sala asta care a devenit sanctuară în aceste zile, pentru că e prezent aici Dumnezeu cu o parte din biserica sa, există o teribilă destrăbălare. Există o teribilă destrăbălare, fără limite, fără nicio limită. Și în lumea aceea noi muncim și copiii noștri învață. Iar asupra noastră este o teribilă și o puternică presiune conformatoare. Noi ne luptăm ca să nu trăim în felul ăla. Ne luptăm pentru a rămâne fideli tovarășului de viață. Ne luptăm pentru a rămâne credincioși lui Dumnezeu și respectatori ai Evangheliei lui Dumnezeu. Dar asupra noastră este o mare presiune. Presiunea de altfel care este dincolo de zidurile bisericii. Nicăieri în lumea asta nu se predică ce spune Biblia. Biblia e privită cu dispreț, este inferiorizată. Oamenii ironizează Biblia deși n-au citit-o niciodată. Și asistăm la o reorientare a valorilor umanității. Noțiunea de familie, așa cum o înțelegem noi, nu mai este respectată. Oamenii nu cred în treaba asta, nu cred în fidelitate. Oamenii nu cred că există o soție care poate, care poate îmbătrâni fiindu-i fidelă soțului și invers. Oamenii nu mai cred în idealul familiei, motiv pentru care dau curs plăcerilor păcătoase pe care le împlinesc în toate felurile posibile pe care viața li le pune la dispoziție. Aceasta este trista realitate. Noi degeaba ne ascundem de ea. Aceasta este realitatea. N-am timp, nu vreau să vă prezint o grămadă de statistici care vorbesc despre tragedia căsătoriei oamenilor, despre numărul de infidelități la oamenii la care se expun, lucru care descurajează generația tânără. Generația nepoților sau copiilor noștri se uită astăzi la oamenii care sunt căsătoriți, încercând și ei să spere în viața de familie. Și văd divorțuri și asta îi sperie. Și atunci zic așa, ce rost are să mă căsătoresc dacă atâția oameni divorțează? Aud despre infidelități, aud despre certuri, despre scandaluri. Văd pe părinții lor probabil trăind în scandal, în ceartă, în nefericire. Și atunci, din ce în ce mai tare se zdruncină în mintea lor idealul familiei. Ajung să se sperie de viața de familie, să nu mai creadă în ea.
Și oamenii de știință, psihologia actuală, vine cu următoarea propunere. Vine cu propunerea concubinajului. Adică să-ți manifesti plăcerea, având relație cu cineva de gen opus, dar fără să-ți asumi responsabilitatea de căsătorie. Și așa se face că încerci astăzi cu unul, mâine cu altul, pe o perioadă mai lungă sau mai scurtă, după cum merge treaba, dar nu te înjugi la un jug de unde să nu mai ieși dacă lucrurile nu merg bine. Toate acestea și multe altele sunt astăzi alternative la viața de familie de tip patriarhal. Când spun tip patriarhal, mă refer la un bărbat și o femeie care se căsătoresc din iubire și până la sfârșitul vieții sunt fideli unul altuia, făcând, crescând și educând copiii pe care Dumnezeu i-a dat. Frații mei, în minutele următoare vreau să vorbesc cu dumneavoastră despre acest dureros subiect. Părerea mea personală este că familia se degradează din ce în ce mai tare, pentru că componenții din familie, soțul și soția, sunt oameni care trăiesc din ce în ce mai departe de Dumnezeu. Și atunci când omul trăiește departe de Dumnezeu, chiar dacă vrea, nu are capacitatea să se abțină de la plăcerile care îl domină, care îl robesc și care pur și simplu îl exploatează. El devine un rob al plăcerilor de la care nu se poate trage înapoi. Deși nu vrea să fumeze, să bea, să trăiască în curvie, pur și simplu cade în groapa asta și nu mai iese de acolo niciodată. Iar mai devreme sau mai târziu se află, apare conflictul, gelozia, certuri nesfârșite, divorțuri și așa mai departe. Asta este lumea în care trăim. Noi suntem aici puțini oameni, dar dincolo de zidurile acestui sanctuar sunt milioanele de cetățeni ai României. Oameni care au o religie formală, nepracticantă. Oameni care trăiesc în păcate ieșite din comun, care mai devreme sau mai târziu îi distruge pe ei și distruge viața de familie pe care ei o au. Asta se numește reorientarea familiei. Și aș vrea să împărtășim un pic despre complexitatea acestui subiect, pentru ca inima noastră să înțeleagă, speriindu-se de-a dreptul, mirându-se de tragedia vremurilor pe care le trăim. Încep prin a vă spune că familia este instituită de Dumnezeu, inițiată de Dumnezeu, proiectată de Dumnezeu. Dumnezeu a inițiat, a construit, a proiectat familia. Și un termen consacrat, Dumnezeu a definit familia. Dumnezeu a spus cum să fie o familie. Și la început, în calitate de creator, Dumnezeu a făcut un bărbat, o femeie și a așezat în instituția familiei care trăiește sub binecuvântarea legământului. Proiectul divin inițial, un singur bărbat și o singură femeie. Amândoi născuți din nou. Idealul unei căsătorii este ca un bărbat născut din nou să se căsătorească cu o femeie născută din nou. Cineva care se căsătorește și vrea să fie fericit, trebuie să știe de la început că nu orice căsătorie conduce la fericire. În general, din 10 familii care se întemeiază, 5 sfârșesc în divorț. Eu acum nu vorbesc de cultura dumneavoastră sau de alta, ci vorbesc la modul general. 10 familii care se întemeiază, 5 sfârșesc prin divorț. Credeți că ăia 5 care sfârșesc prin divorț, în ziua nunții, se gândesc ei la tragedia care stă în fața lor? Nu. Ei sunt sinceri, sunt bine intenționați, sunt îndrăgostiți până peste cap. Însă, ei neglijează regulile pe care Dumnezeu le-a așezat când a definit familia. E ca și cum unul dintre noi și-ar cumpăra o mașină, ar avea permis de conducere, dar ar spune așa: pe mine nu mă interesează de semafor, pe mine nu mă interesează de trecere de pietoni, de linie continuă, astea sunt prostii. Eu o să conduc cum îmi place. Eu pot să merg și pe stânga și pe dreapta, și pe bordură și pe șosea. Pe mine nu mă interesează că e verde, că e roșu, întreb eu câte șanse are omul ăsta să îmbătrânească în viață cu permisul în buzunar, folosind mașina ca un om înțelept. Nici o șansă. Ăsta va omorâ pe cineva, ori se va omorâ pe el. Nu așa se conduce mașina, nu poți să conduci cum vrei. Trebuie neapărat să respecti regulile. Dacă tot e șofer, domnule, lasă mașina și ia-ți trotinetă și apoi fă ce vrei. Dar cu mașina nu poți să faci ce vrei.
Dacă tot îți întemezi o familie, tot te faci de bază, tot intri într-o relație, tot iei fata cuiva de acasă, trebuie neapărat să înțelegi că sunt niște reguli ale celui care a proiectat familia, ale celui care se numește întemeietorul familiei. Și regulile sunt următoarele. Dacă ești un creștin născut din nou, trebuie neapărat și în mod obligatoriu să te căsătorești cu o fată care este din țara lui Dumnezeu ca și tine, care îl are pe Dumnezeu ca tată ca și tine, care are permis în împărăția lui Dumnezeu ca și tine, care are Duhul lui Dumnezeu ca și tine, care are harul închinării ca și tine, pentru că veți merge împreună în aceeași direcție, în același ritm și veți veni din același loc. Căsătoriți din iubire. Iubirea trebuie să fie neapărat motivul căsătoriei. Dacă sunt banii sau alte interese, asta nu va funcționa, pentru că orice alt motiv în lume este epuizabil cu excepția iubirii. Căsătoriți pentru tot restul vieții. Cine pornește la drumul căsătoriei spunând, dar dacă nu va funcționa, atunci înseamnă că nici el nu crede în ceea ce face. Cine că se căsătorește trebuie să-și pună în minte că orice se va întâmpla, el trebuie să aibă soluții și soluțiile astea să repare crizele care apar și trebuie să îmbătrânească cu femeia asta lângă el. Asta trebuie să fie mentalitatea unui om care se căsătorește. Căsătoria nu e o încercare. Căsătoria este un drum pe care apuci și care nu se sfârșește niciodată. Căsătoriți la starea civilă și la biserică. Aceste două lucruri sunt importante și când eu vorbesc de ele, eu vorbesc în fața dumneavoastră cu respect. Frații mei, certificatul de căsătorie nu-i doar o hârtie. El este în sine o hârtie, dar această hârtie este un simbol al unei realități. Valoarea nu-i hârtia, valoarea este ceea ce spune hârtia. Dumneavoastră îmi veți spune, dar frate, pe noi nu ne ține căsătoriți hârtia. Frații mei, nici pe mine. Eu știu bine treaba asta, dar eu vă întreb, câți dintre dumneavoastră aveți curaj să cumpărați o casă și să spuneți, mie nu trebuie, domne, act de proprietate. Păstrează-l, aruncă-l în foc, hai să aprindem focul cu el. Te întreb eu, actul de proprietate te face pe dumneata fericit? Nu. Dormi în actul de proprietate? Nu. Dar de ce îți trebuie hârtia asta? Când îți cumperi o mașină, de ce îți trebuie act de proprietate? Că doar nu mergi pe actul de proprietate, nu? Ce are fruncal puterea actul de proprietate? Dar apropo, ce faci cu el? Vedeți, hârtiile au rolul lor. Nu trebuie confundată casa cu actul de proprietate și nici mașina cu talonul mașinii. Dar toate lucrurile în viața noastră au un rol. Hârtia aceea e un simbol, reprezintă o formă de autoritate, tot la fel în căsătorie. Căsătoria la biserică nu-i puțin importantă. Faptul că o persoană ca pastorul Ioniță sau nu mai știu care pastor de aici, pastorul Capitanul sau nu mai știu care alt slujitor din bisericile de unde dumneavoastră veniți, poate sunt persoane care nu se bucură de respectul dumneavoastră, de simpatia dumneavoastră. Însă oamenii aceștia sunt chemați de Dumnezeu să oficieze o căsătorie. Și dacă cineva nu-i respectă pe ei, nu respectă nici căsătoria oficiată de ei. Și ajung să spună, dar ce, domne, eu mă duc la Oniță sau la Capitanul să mă căsătorească? Ce legătură, cine e el să-mi spună mie că eu sunt căsătorit sau nu sunt căsătorit? Frații mei, în lumea aceasta un judecător pe care noi îl disprețuim s-ar putea să ne bage în pușcărie și dacă el ne condamnă, noi suntem condamnați. Și toată justiția României va face ce zice el, nu ce zicem noi. Dacă un polițist vine și ne arestează, noi suntem arestați chiar dacă dumneata disprețuiești polițistul acela și spui că nu e bun de nimic și că nu are dreptate. Dar în fața legii el are dreptate, nu dumneata. Există oameni împuterniciți în lumea asta care au oficii, oficiu de judecător și el are dreptate orice zici dumneata. Oficiu de avocat și el are dreptate indiferent ce zici dumneata. Oficiu de pastor și el are dreptate indiferent de ce zici dumneata. Ce vreau să spun este că trăim într-o lume care are sisteme de autoritate și aceste sisteme de autoritate ne subordonează pe noi și noi trebuie să le respectăm. Când începe redefinirea și care este procesul redefinirii? Procesul redefinirii poate începe cu dispariția nașterii din nou, adică o parte dintre copiii noștri, unii dintre copiii noștri s-ar putea să zică, domne, eu m-am îndrăgostit de fata asta care e așa de frumoasă, și pe mine nu mă interesează că nu-i născută din nou, că nu merge la biserică. Știi ce? Ea o să se convertească cândva. Dar spun o întrebare. Dacă nu o să se convertească?
Când eu m-am căsătorit, eu am crezut că o să fac cu fata asta ce vreau. Eu așa am crezut. Că îi spun trei vorbe și pac, am băgat-o în buzunar. Mai târziu mi-am dat seama, când am ieșuat în intenția mea, că și ea credea la fel când ne-am căsătorit. Astăzi cred din tot sufletul că singura persoană pe care eu pot controla sunt eu. Eu nu pot controla pe nimeni. E o prostie să crezi că poți influența pe cineva, că poți controla pe cineva. Nu poți controla pe nimeni. Noi ne e greu să ne controlăm pe noi înșine, dar pe alții. Recomandarea mea respectoasă este să nu vă căsătoriți cu cineva care nu e cum trebuie, dar sperați să-l schimbați. Pentru că riscul să schimbi pe cineva este prea mare ca să-ți permiți să-ți legi viața de cineva a cărui șansă să rămână cum e este foarte mare. Ce se întâmplă dacă nu se schimbă? Vei vrea să-ți împarți viața cu omul la restul vieții? E bine să te căsătorești cu cineva care este gata născut din nou. Nu cu cineva pe care ai de gând să-l evanghelizezi. Căsătoria nu este o metodă de evanghelizare niciodată, ci este un mod de a te autocondamna la nefericire. Dispare iubirea, dispare până la moarte, dispare cununia civilă, dispare căsătoria la biserică. Și sigur că apare concubinajul și tot felul de aventuri. Uitați-vă la poza asta, ăștia doi sunt soț și soție. Iar fata asta e prietenă cu nevastă sa. Acum, eu nu zic că noi care suntem aici, eu cunosc un pic cultura dumneavoastră, știu că este una conservatoare, motiv pentru care am respect pentru cultura dumneavoastră. Dar noi trăim într-o lume plină de păcat și de nenorociri. Și obiceiurile acestea foarte ușor pot deveni obiceiurile unora dintre noi, sau mai ales ale copiilor noștri. Metoda redefinirii antice, diferențe care demonstrează superioritatea bărbatului. Nu vreau să mai vorbesc despre treaba asta. Metoda redefinirii moderne, care ajunge la bisexualitate, la tot felul de perversiuni și la homosexualitate. Și de asemenea, nu vreau să vorbesc despre treburile astea. Însă vreau să vă spun ceva. Dumnezeu a definit familia. Și orice persoană care în vremea noastră eșuează în căsătorie se supără pe Dumnezeu și spune: de ce nu funcționează familia mea? Pentru că El mi-a promis că va binecuvânta familia mea. Și uite că n-a binecuvântat-o. Soția sau soțul m-a trădat, am ajuns un om nefericit, la 25, 30, 35 de ani mă trezesc în stradă ca un om divorțat sau ca un om părăsit, despărțit și pur și simplu eu am ieșuat. Ce o să fac? Toți oamenii râd de mine, i-am făcut de rușine pe părinți, la biserică nu mai pot să merg. De ce nu mi-a binecuvântat Dumnezeu familia? Dacă Dumnezeu a definit familia, lumea a redefinit familia. Și oamenii au schimbat hotarele. Imaginează-ți că ai o bucată de pământ și pui niște țăruși, că n-ai deocamdată gard, o să-l pui mai târziu. Pui niște țăruși ca semn unde este răzorul. Și noaptea vine cineva, vecinul, și împinge țărușii cu vreo 10 metri mai în interior. Au mutat hotarul, a redefinit linia care ar trebui să fie gardul de separare. Astăzi lumea, adică instituția aceasta drăcească, care subordonează cei mai puternici oameni de pe pământ, președinții, primii miniștri, guvernii, senatorul, congresul, subordonează cei mai bogați oameni de pe pământ. Cei mai bogați oameni de pe pământ nu îl servesc pe Domnul, ci împotriva lui Dumnezeu. Cei mai puternici oameni de pe pământ, de asemenea, sunt niște atei, niște evoluționiști. Oamenii ăștia au mutat hotarul. Dacă Dumnezeu spune că pornografia, infidelitatea și tot felul de alte mizerii sunt păcat, ei pur și simplu spun că nu-i păcat și că este voie. Și oamenii vor să trăiască fericiți în căsătorie în timp ce trăiesc în păcat. Ascultați-mă, frați și surori, păcatul distruge omul și distruge familia. Orice păcat este o cheltuială pe care trebuie să o plătești. Ori de câte ori mergem într-un restaurant, ne așezăm ca niște domni și pur și simplu chemăm pe ospătar să vină. Și ăla vine ca o slugă și ne stă în picioare. Noi pe scaunul ăla în picioarele noastre. Adu-mi apă, mai adu-mi o cafea, mai adu-mi nu știu ce. Și ăla aleargă săracul ca un sclav. Iar noi ca niște domni stăm pe scaun. Numai că la sfârșit sclavul ne aduce nota de plată. Și noi domnii trebuie să o plătim. Și tot luxul de care ne-am bucurat până la ultimul cent trebuie să-l scoatem din buzunăraș. Aproape că ne pare rău că am fost domn. Așa este păcatul. Te bucuri de el și crezi că nu o să știe nimeni.
crezi că nu o să afle nimeni, crezi că o să-ți meargă așa, până când Dumnezeu spune stop, trage cortina, trage peretele în spatele căruia ai stat ascuns și te faci de râsul râsului. Și acum urmează să plătești. Și plătești rate lunare până când pui mâinile pe piept. Și plătești și tu, și plătește și familia ta, și plătești și copiii tăi. Frații mei, lumea a redefinit, a schimbat valorile, au schimbat hotarele. Și noi astăzi suntem tentați să luăm exemplu de la lume. Ne place pentru că lumea ne prezintă o perspectivă cu mai multă plăcere, fără abstinență. Ne prezintă o perspectivă mai lejeră. Ne prezintă o perspectivă mai liberală, nu mai așa mult post și rugăciune, nu mai așa multă abstinență și luptă, așa mai capă topogan la vale. Și o astfel de pocăință ne-ar place. Credeți dumneavoastră că toate religiile pământului care astăzi sunt pline de forme și goale de Dumnezeu, când au început așa au fost? Nici vorbă. Au fost plini de duh și plini de suc și verzi. Dar din generație în generație, fiecare a pierdut câte ceva, fiecare a redefinit, fiecare a schimbat. Și ceea ce a fost la început după voia lui Dumnezeu, astăzi este după voia lor. Această familie redefinită de lume nu va funcționa. Nu va funcționa deloc. De aceea oamenii ăștia nu sunt fericiți în familie și de aceea nu mai folosesc familia, că pentru ei nu funcționează. Că nu are cum să funcționeze familia când îți înșel nevasta. Nu are cum să funcționeze familia când îți bas nevasta și încerci să o sperii și plină de frică să te urmeze pe tine și când vrea și când nu vrea. Nu are cum să funcționeze o familie când nu iubești, când nu respecti și nu vezi în tovarășul de viață ca pe cineva ca tine, care merită atenția, dragostea și iertarea ta. O astfel de familie nu are cum să funcționeze. Funcționează doar familia aceasta unde Biblia îi spune soțului iubește-ți nevasta și unde soția îi spune respectă-ți bărbatul. Când Hristos a venit pe pământ, fariseii l-au întrebat, putem noi pentru orice motiv să divorțăm? Și Hristos a spus nu. Ei au insistat și au spus, da, uite, Moise ne-a spus că da. Știți atunci ce spune Hristos? Spune, la început n-a fost așa. Când l-a început? L-a început aici. Aici. În momentul la început în care Dumnezeu a definit familia și a spus un singur bărbat, o singură femeie, dragoste, supunere, respect, atenție, familia este doar soțul și soția. Nu spui la soacră sau la mamă ce s-a întâmplat, că dacă îi spui părintelui că odată nu te-ai înțeles, părintele acela toată viața va crede că nu te înțelege. Toată viața, biata mamă, va crede că nu te înțelegi. Nu va crede că e un accident, ci va crede că e un stil de viață. Familia trebuie să fie ceva închis, să nu știe vecinii, să nu știe rudele. Și dacă uneori există o neatenție, o ceartă, un conflict, o adversitate, asta trebuie rezolvat acolo unde s-a întâmplat, nu în vecini, nu în sat, nu la poliție, nu la judecată. O astfel de familie nu are cum să funcționeze. Cine nu respectă regulile familiei, nu va putea să stea în familia aceea. Familia aceasta pe care Dumnezeu a definit-o la început, este cea de care a vorbit Hristos la oamenii ăștia și a spus următorul lucru. Voi nu aveți dreptul să redefiniți familia. Eu nu am dreptul să-i spun la fabrica Mercedes, eu vreau să-mi faci un Mercedes cu bot de Audi sau cu motor de Volkswagen. Mercedes-ul face mașina cum au definit ei proiectul. Eu nu mă pot amesteca în proiectul lor să le cer să facă tot felul de excepții. Noi nu ne putem băga în proiectul lui Dumnezeu să facă o familie după cum ne place nouă, după Hollywood, după filmul ăla sau după filmul celălalt. Dacă tot am intrat în familie, trebuie să înțelege că noi nu facem regulile, noi le împlinim. Și regulile sunt cele de la început. Dacă vrei să fii fericit în familie, dacă vrei să îmbătrânești lângă fata asta care ți este nevastă, atunci înțelege că ai o singură soluție, asta, felul în care Dumnezeu a definit familia. Să nu crezi că este depășit, nu-i depășit ce face Dumnezeu. Să nu crezi că este antic, să nu crezi că este răsuflat. Să nu te bucuri de metodele contemporane care îți oferă fun, care îți oferă plăcere. Toate acestea le vei plăti ca la sfârșit după ce termin masa. Hristos a spus următorul lucru. Trebuie să ai o familie ca la început, adică aceasta.
Ce le-a spus Hristos, le-a spus următorul lucru. Voi nu trebuie să redefiniți, voi trebuie să redescoperiți cum a fost la început. Frații mei, trebuie să rămânem la început. Nu-i modern, dar este serios, este trainic, este funcțional, este real. Noi trebuie să ne împotrivim redefinirii lumești și firești, în orice aspect al vieții noastre. Vorbind despre lucrurile astea, aș vrea să ne oprim și să ne gândim în încheiere la ceva anume. Fiecare dintre noi ne căsătorim cu multă bucurie și cu multă speranță. Și există o perioadă de încântare. Încântarea este luna de miere. Nu o cunoști pe fată și nu-l cunoști pe băiat, decât din afară. Îți imaginezi, ești plin de dorințe, de curiozități. Și luna de miere este o perioadă de încântare. Există o primă dimineață când te trezești, există o primă zi, o a doua, o a treia, o a patra, începi să descoperi defectele pe care nu le-ai știut, lucrurile care nu-ți plac, care nu ți se potrivesc, care nu funcționează, începe lupta și încet, încet îți dai seama că fata pe care ai iubit-o și pentru care te-ai certat cu părinții în ultimii un an sau doi, este o fată ca toate fetele, cu defecte și cu calități, și dintr-o dată te trezești la realitate. Și realitatea nu seamănă cu visul pe care l-ai avut în minte în perioada încântării. Și acum începi să te gândești, am ales bine? Cum o să depășesc eu toate treburile astea? Săraca mama a avut dreptate. Și începe o muncă a sufletului, frustrare, poate conflict. Nu e obligatoriu să existe treaba asta, dar în multe familii există. Și apoi începe perspectiva maturizării în care suntem implicați. Începem să mai lăsăm de la noi, să mai tăiem din părerea că numai noi avem dreptate, să mai acceptăm faptul că și ea sau el, ca și noi, uneori greșește, alteori spune bine, și puțin câte puțin ne trezim implicați într-un proces în care dorim să-l schimbăm pe el, de fapt ne trezim schimbați pe noi. Întotdeauna am crezut că Carmen trebuie să se schimbe. Însă de cele mai multe ori când m-am rugat lui Dumnezeu să o schimbe pe ea, alternativa pe care mi-a oferit-o Dumnezeu a fost să mă schimb eu. Ori de câte ori am iubit-o în timp ce simțeam să nu o iubesc, acest efort al meu de a o iubi a fost răsplătit cu respectul pe care ea mi l-a dat. E foarte greu să te supui unui bărbat care nu te iubește. Și este foarte greu să iubești o femeie care nu te respectă. Dar dacă fiecare își face partea, ăsta este un mod de a te ajuta să-ți faci jumătatea. Dacă o femeie te respectă, o iubești mai ușor decât dacă te disprețuiește. Și dacă un bărbat te iubește, îi te supui mai ușor decât dacă nu te bagă în seamă. Când eu îmi fac jumătatea mea, partea mea, ea își face partea ei mai ușor. Și prin partea mea pe care eu mi-o fac, o ajut pe ea să-și facă partea ei. Frații mei, nu există o căsătorie unde doar o parte să-și facă treaba, iar celălalt, în mod obișnuit, să nu și-o facă. Pentru că cel mai duhovnicesc dintre noi, într-o zi, epuizat, va obosi și se va resemna. Căsătoria este formată din doi. Și în această lume în care conceptul de familie este redefinit, noi suntem chemați să redevenim, să redescoperim cum a fost la început voia lui Dumnezeu. Și să ne iubim soția doar pentru că aceasta este mandatul unui bărbat adevărat, unui bărbat demn, unui bărbat care s-a căsătorit pentru a fi fericit și știe că fericirea nevestei lui este legată de el. Și invers, o femeie care știe că are misiunea să-și respecte bărbatul, iar aceasta nu este o opțiune, nu este o alternativă. Am citit undeva într-o carte o întâmplare frumoasă, și mi s-a părut interesantă, foarte interesantă. Și m-am gândit acum, înainte să ne rugăm, să vă o citesc dumneavoastră. Este o întâmplare care vorbește despre așteptări înșelate și despre metodele pe care le au oamenii ca să încerce să fie fericiți pe cheltuiala altuia. Am să vă vorbesc despre un bărbat care îl chema Artur și despre o fată care o chema Miriam. Și uitați ce spune întâmplarea. Artur era un bărbat tânăr care s-a îndrăgostit de o fată pe nume Miriam, despre care, fără să o vadă, a auzit lucruri extraordinare. Au corespondat mult timp
Și când el i-a cerut o fotografie, ea i-a răspuns ca să aibă răbdare, că o să-i trimită mai târziu. Au programat să se întâlnească pe un aeroport, fiind foarte departe unul de altul. Pe aeroportul din orașul lui, unde ea va ateriza, în scrisoarea pe care el a primit-o înainte de plecarea lui Miriam de acasă, din orașul ei, ea îi scria că o va cunoaște după o floare galbenă pe care ea o s-o poarte pe bluză. I-a spus, bluza cu care o să fiu îmbrăcată o să aibă o mare floare galbenă. După asta mă vei recunoaște. A așteptat-o cu nerăbdare la aeroport, imaginându-și-o frumoasă și ca pe o prințesă. S-a uitat cu nerăbdare la toți pasagerii care ieșeau din tunelul avionului. Și când aceștia s-au împuținat de departe, a văzut o femeie cu o floare galbenă prinsă în piept. Dezamăgirea lui Arthur a fost sfâșietoare. Era o femeie care părea mult mai în vârstă decât anii pe care îi avea și era disgrațios de urâtă. Într-o clipă s-a gândit că cel mai bine ar fi să nu o întâmpine, să plece acasă neobservat, că după cum el nu știa cum arată ea, nici ea nu știa cum arată el. Demnitatea de om, dragostea pentru fata din mintea lui, din visele lui, l-a făcut să se mai gândească. Nu putea pleca ca un laș. Trebuia măcar să o salute și să-i explice că el s-a așteptat să fie frumoasă și ea este altfel. Era atât de dureros acest proces al conștiinței. Până la urmă a învins caracterul. S-a hotărât să iasă în întâmpinarea ei și să se prezinte. Cu inima sfâșiată a întâmpinat-o și i-a spus: "Bine ai ajuns, Miriam." Răspunsul femeii l-a șocat și mai tare. Eu nu sunt Miriam, ci sunt doar purtătorul de cuvânt al ei. Înainte să cobor din avion, o tânără m-a rugat să port această floare galbenă în locul ei și să-i dau bărbatului care mă va întâmpina această scrisoare. Și ea mâna scrisoarea în timp ce femeia a plecat la treaba ei spunându-i la revedere. Arthur a rămas înmărmurit, neștiind prea bine ce se întâmplă. A descris scrisoarea în care a citit următoarele cuvinte. Te aștept la restaurantul din terminal. O să te recunosc după floarea pe care ți-a mânat-o doamna care ți-a dat scrisoarea. A intrat în restaurant cu răsuflarea tăiată, pășind nesigur. De data asta nu se mai uita el după cineva care are floarea, ci cineva după el care avea floarea. S-a uitat după o tânără care se aștepta să-l întâmpine, să-l cheme. Restaurantul era mare și foarte aglomerat. A mers printre mese, uitându-se în stânga și în dreapta. Nici o persoană nu l-a întâmpinat. Nu știa ce să creadă. A ajuns la capătul restaurantului și în timp ce se întorcea spre ieșire, dintr-o parte a ieșit o fată foarte frumoasă și tânără, care arăta ca o prințesă. I-a spus, bine te-am găsit, eu sunt Miriam. Era uluit, nu avea niciun cuvânt de spus. De-abia îngăimat, bine te-am găsit, Miriam. Era sclipitor de frumoasă. Să ne așezăm la o masă, i-a zis ea. După ce s-au așezat, l-a privit în ochi și i-a spus, tu ai vrut să întâlnești o fată frumoasă. Eu am vrut să întâlnesc un bărbat de caracter. La masa aceea din aeroport s-au hotărât să se căsătorească pentru că fiecare găsise ce a căutat. Aș vrea să ne rugăm acum cu următorul gând. Dacă pentru bani ne-am căsătorit, doar cu ei o să rămânem și o să avem lângă noi un străin. Dacă ne-am căsătorit pentru o femeie pe care o vom iubi restul vieții, ea ne va fi credincioasă și, dacă va fi nevoie, va muri pentru noi. Fiecare dintre noi își poate da seama ce fel de om este omul de lângă el. Nu putem să înșelăm la nesfârșit pe nimeni. Nu putem să mințim la nesfârșit pe nimeni. Vine vremea în care noi nu ne mai putem ascunde. Și singurul lucru care are putere în lumea asta este iubirea, este sinceritatea, este caracterul. Astăzi, înainte să mergem la masă, frații mei, știu că sunteți obosiți și flămânzi. Însă vă cer doar câteva clipe să mai mă ascultați. E prea important visul nostru să se frângă. E prea importantă fericirea noastră ca să o tratăm în fugă. Trăim o singură dată în experiența de pe pământ și suntem așa cum ne organizăm să fim. Nu suntem acoperiți decât cu pătura
pe care noi am luat-o de acasă și cum își așterne omul așa doarme. Vă încurajez în această zi să vă gândiți dacă sunteți într-adevăr niște oameni de caracter, dacă aveți principii, dacă da e da și nu e nu, dacă ați reușit să vă lăsați de tendința de a minți sau de a spune jumătăți de adevăr. Să știți că 99% de adevăr și 1% de minciună este 100% de minciună. Este 100% de minciună. Vreau să vă întreb dacă în timp ce ne rugăm acum avem puterea să ne confruntăm cu următoarele întrebări. Ai puterea să spui adevărul atunci când el te prezintă drept un om slab? Ai puterea mai repede să recunoști și să spui: îmi pare rău că am ajuns în situația asta jenantă, dar vreau să-ți spun adevărul pentru că te respect pe tine, pe Dumnezeu și pe mine. Ăsta este adevărul. Mi-ar fi plăcut să fie altul, dar de data asta am călcat pe bec. Am mințit, am promis că fac și nu m-am ținut de cuvânt. Poți să fii un astfel de om sincer? Ascultă-mă. Marea problemă nu este că ai greșit. Marea problemă este că după ce ai greșit, vrei să treci drept un om care n-ai greșit. Te pot ierta pentru că ai greșit. Te pot ierta. Însă, este foarte greu să văd lângă mine un hoț, un bandit, un laș, un om care pur și simplu își bate joc de mine și care nu este în stare să se pocăiască, adăugând încă un păcat să se ascundă și încă unul și încă unul, și acesta este un stil de viață. Pot ierta că ai alunecat, dar nu pot ierta că ai rămas acolo jos. Fiecare dintre noi are pretenția să trăiască lângă altcineva care îl iubește așa cum este. Și viața pentru noi toți este o luptă. Toți avem defecte, toți avem slăbiciuni, dar avem la dispoziție 70-80 de ani ca să ne corectăm. De ce unii reușesc și alții nu? De ce unii ajung sus, iar alții înoată pe undeva prin noroi, așa de jos? Am crescut fără părinți și cel mai mare vis al meu a fost să-mi întemeiez familie. Și familia mea, ca și a dumneavoastră, a fost expusă la foarte multe presiuni. Și mai ales o familie de slujitori care are stilul ăsta de viață este expusă și la o mai mare presiune. N-am niciun motiv să mă întorc înapoi, nu am la ce. Ceea ce vreau să fac cu viața mea este să-mi păstrez legământul pe care l-am făcut. Să iert dacă e nevoie, să o iau de la început și să îmbătrânez lângă femeia aceasta, continuând să ne rugăm pentru copiii noștri care astăzi au casele lor, iar noi nu mai avem nicio autoritate asupra lor. Dragii mei, poate viața este diferită de cum ne-am imaginat-o noi. Eu nu mi-am imaginat că cu 3 ani în urmă Carmen o să se îmbolnăvească de cancer. Când a sunat doctorul și ne-a spus că ea are cancer, pur și simplu am rămas fără cuvinte. Eu mă rog pentru oameni, colind tot pământul acesta să vorbesc despre Dumnezeu. Și acest Dumnezeu n-a fost în stare nici să împăzească soția de cancer. Ce fel de Dumnezeu este ăsta? În ce călătorie trebuia să mă duc și nu m-am dus? Ce trebuia să mai fac pentru el și n-am făcut? De ce am meritat eu să mi se îmbolnăvească soția de cancer? Dacă aș fi gândit așa, aș fi gândit greșit. Dumnezeu știe întotdeauna ce face. Și tot răul este spre binele oamenilor care îl iubesc pe Dumnezeu. Întrebarea de ce nu și-are rostul? Pentru că nici nu aș înțelege răspunsul. Dumnezeu mă iubește pe mine mai mult decât îl iubesc eu pe El. Și am înțeles atunci că Dumnezeu iubește femeia asta mai mult decât o iubesc eu. El ține la ea mai mult decât țin eu la ea. Este ciudat să înțelegi lucrul ăsta, dar nu înțelegi așa de bine decât prin experiență. Astăzi ea este în viață pentru că Dumnezeu o iubește. Însă s-ar putea să treci prin tot felul de experiențe. Să ai o soție care își pierde un ochi, un picior, poate anumite capacități, nu mai este tânără și frumoasă cum a fost la început, nu mai e la fel de sănătoasă, nu mai poate lucra. Depinde ce vrei în viața aceasta. Vrei să fii un om adevărat? Vrei să fii fidel? Vrei să ai demnitate? Vrei să-ți împlinești misiunea? Vrei să umbli înaintea lui Dumnezeu? Vrei să ai niște copii care te respectă și o lume întreagă care se uită și spune: ăsta da om? Sau vrei să fii o mediocritate, un superficial, o umbră purtată de plăcerile vieții?
Aș vrea să ne rugăm și să stăm înaintea lui Dumnezeu întrebându-ne cât caracter am eu față de tovarășul meu de viață. Știu să spun iartă-mă atunci când greșesc? Știu să iert atunci când îmi cer iertare? Pot să iubesc și după ce trece luna de miere, după ce ea îmbătrânește, după ce de-abia mai merge purtată de operații, de neputință și de boli? Pot să rămân eu un om serios până la capăt? Am eu altă misiune în afară de asta? Când mă va chema pe mine Dumnezeu, pe cine va chema? Va chema un destrăbălat sau va chema un om care s-a luptat și a biruit? Pentru că Dumnezeu îl ajută întotdeauna pe om să biruiască dacă vrea să se lupte. Stimații mei, nu vreau să o lungesc, însă așa de mult mi-ar place să vă lăsați inima cercetată de Duhul lui Dumnezeu în clipele astea și să înțelegeți că noi nu ne putem face mai buni decât numai dacă vrem să devenim mai buni, numai dacă ne hotărâm. Dacă noi nu vrem să ne schimbăm, nici Dumnezeu nu ne va schimba cu toată puterea care o are în cer și pe pământ. Eu trebuie să cedez și să spun: Doamne, vreau să mă schimb, dă-mi puterea și Dumnezeu mi-o va da. Scumpii mei, înainte să plecăm la masă, să mâncăm, să stăm la cafea, la mâncare și să ne bucurăm și de lucrurile astea, aș vrea să facem ceva ce ne va marca viitorul și ne va păstra cinstea și de demnitatea unor oameni care l-au întâlnit odată pe Iisus Hristos. Aș vrea să ne pocăim, aș vrea să ne corectăm și să plecăm din sala asta bucuroși că dincolo de hainele pe care le avem, în inima noastră există decizia de a trăi frumos și de a fi fidel față de omul acesta care ne e tovarășul de viață.